Ne-am adunat în ziua de astăzi în locul acesta pentru că a fost voia lui Dumnezeu. Atunci când nu este voia lui Dumnezeu, oricât ar încerca un om muritor de rând ca și noi, nu se poate. Nu se poate, dar când este voia lui Dumnezeu, Dumnezeu își pune mila și îndurarea Lui, bunătatea Lui cea mare și nemărginită, și Dumnezeu îi ajută pe robii și robile lui Dumnezeu ca să facă voia lui Dumnezeu. Ziua de astăzi este o zi de sărbătoare. Și o să o împărțim în două părți, această zi de sărbătoare. Prima parte, zi de sărbătoare, o dedicăm deschiderea casei de rugăciune, Maranata. Vine Domnul! Este aproape Domnul. Domnul este și bate la ușă. Și a doua parte al sărbătorii din ziua de astăzi o dedicăm celor trei persoane care s-au întâlnit cu Domnul. L-au ascultat pe Domnul pe nume. Și nu numai că l-au ascultat pe nume, dar au gândit ei și au socotit ei că este bine să facă un legământ cu Domnul. Omul s-a născut dușman cu Dumnezeu. Și vom vorbi mai târziu de această lucrare. Și dacă am spus că sunt două lucrări astăzi și amândouă sunt de mare importanță înaintea lui Dumnezeu, este esențial. Dacă nu erau de mare importanță, noi toți, noi nu eram aici. Noi eram în alte parte. Dar pentru asta îi mulțumim lui Dumnezeu. Frații și soră, să-i mulțumești lui Dumnezeu că nu ești pe patul unui spital astăzi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem în spatele unor grate astăzi. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu ne găsim prin bulfete sau prin la restaurante. Și ne găsim în casa de rugăciune unde se preamărește numele lui Dumnezeu. În casa de rugăciune unde dăm slavă Tatălui Ceresc și dăm slavă Domnului Iisus, la Emanuel, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Am să încerc să vă dau câteva cuvinte scurte din textul pe care s-a citit astăzi, dar vă rog în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, în numele Celui care a stat atârnat între cer și pământ și în numele jertfei de la Calvariu, să plecați capitele să vă rugați pentru mine. Ca să nu vorbesc eu, să nu vorbească carnea și sângele, ci să vorbească acela care este în mijlocul nostru. Numele Lui este Hristos Iisus. Și când un frate vine aici și își deschide gura, El o umple. Pentru că este Dumnezeu. Este Dumnezeu Iisus. Eu cunosc trei feluri de Dumnezeu pe pământul acesta. Îl cunosc pe Dumnezeu Tatăl, îl cunosc pe Dumnezeu Iisus și cunosc pe Dumnezeu Duhului Dumnezeu, stăvească-să numele. Cei trei, una sunt. Dar între ei există o diferență oarecare. Pentru că Domnul Iisus într-o împrejurare spunea: Tată, nu le-am spus nimic de la mine. Tot ce le-am spus, le-am spus și am auzit de la tine, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Așa că, dacă vreți să vă vorbească Domnul Iisus și Dumnezeu în această zi, dumneavoastră, în cugetul dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, pe pelicula ecranului dumneavoastră, va trebui să vă rugați în șoapătă și să-i spuneți așa: pune cuvinte pe buzele Lui, ca din cuvintele tale sufletele noastre să se hrănească, slăvească-să numele Domnului. Textul care a fost citit de fratele nostru în această zi deosebită, o zi de sărbătoare pe care ne-a rânduit Dumnezeu, este sfințirea templului și binecuvântarea rostită
de robul lui Dumnezeu Solomon. Desigur că Solomon, care a fost robul lui Dumnezeu, care a primit o putere de la Dumnezeu, care l-a ajutat Dumnezeu, el a construit un templu. La un moment dat, când a venit o împărăteasă de la mare distanță, îi spunea: ceea ce am auzit eu este puțin, dar ceea ce am văzut eu despre tine și despre templul ăsta este că aici locuiește Dumnezeu. Slăvească-i să numele lui Dumnezeu. Frați și surori, îmi amintesc când robul lui Dumnezeu Moise era la oile socrului său Etro în câmp. La un moment dat, la o distanță oricare, vedea un fel de corci, un rug oricare, plin de flăcări. Și flăcările acelea numai nu se mai mistuiau. Flăcările acelea numai nu se terminau. Și în el s-a stârnit o curiozitate să se apropie mai aproape de acolo. Și la un moment dat a auzit o voce și îi spune: Moise, Moise, dă-ți încălțămintea din picioare, pentru că locul pe care îl calci este un loc sfânt. Frați și surori, locul în care suntem noi astăzi este un loc sfânt. Acolo era Dumnezeu și aici este Dumnezeu și Domnul Iisus. Mărească-i să numele. Și întotdeauna când ne prezentăm în locul acesta, să avem inimile și sufletele curate. Și dacă mai avem ceva în inimile noastre, în sufletele noastre sau în gândirea noastră, să o lăsăm afară. Să lăsăm sarcinile afară, să-i dăm sarcinile noastre la Domnul Iisus. Dăm, fiule, sarcina ta mie. Și ia jugul meu, spunea Domnul Iisus, că jugul meu nu este greu, a lui să fie gloria și slava. Și la un moment dat, când robul lui Dumnezeu a început ca să se roage pentru templul pe care l-a construit, David a vrut să construiască acel templu, dar nu i-a dat voie Dumnezeu, pentru că a spus că încă nu este timpul să construiești tu templul acesta. Dumneavoastră știți lucrul acesta din Biblie. Dar a venit timpul când robul lui Dumnezeu a construit un templu, Solomon. Și de templul ăla s-a mirat toată lumea de atunci. Iar în ziua de astăzi, bunul Dumnezeu, care întotdeauna este cu noi, v-a dat și la dumneavoastră un templu. Nu este el așa ca faimos, așa mare, așa argintiu sau auriu, după atâția bani și după atâția muncă care au folosit robul lui Dumnezeu, Solomon. Dar este un templu pe care vi l-a pregătit Dumnezeu, ca dumneavoastră să vă rugați lui Dumnezeu. Și cei care vor veni aici și încă n-au făcut legământ cu Dumnezeu, să-L primească pe Dumnezeu în inimile lor. Dumnezeu nu ne vrea nouă averile noastre, casele noastre, mașinile noastre, conturile din banca ale noastre. N-are nevoie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, tot ce este pe pământ și sub pământ, este a lui Dumnezeu. Și noi aparținem lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea inima noastră și spune: fiule, dă-mi inima ta mie să locuiesc eu, Dumnezeu, în ea. Nu eu, Varga, nu eu, fratele Daniel, ci eu, Dumnezeu. Slăvească-i să numele lui Dumnezeu. Și când se roagă robul lui Dumnezeu, acolo el atinge niște cuvinte și niște versete zdrobitoare. Și robul lui Dumnezeu spune în ziua de astăzi, a spus în zilele acelea de atunci și ne spune și nouă în ziua de astăzi. Este un lucru deosebit. Frați și surori, dacă Sfânta Scriptură ne arată de trecut, ne spune de prezent și de viitor.
ar fi scris aici numai despre ei și dacă o scris numai despre ei, n-o lasă să împlinească ei. Atunci nu mai era scrisă pentru mine. Și mântuirea era departe de mine și de familia mea sau de sufletul meu. Dar tot ce scrie aici, ne-a lăsat Dumnezeu scris pe paginile Sfintei Scripturi pentru noi, fraților. Mărească-se numele Domnului. Noi suntem viitorul care trebuie să ducem cuvintele lui Dumnezeu mai departe. Spunea Domnul Iisus, luați Duhul Sfânt, mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar acum suntem la cealaltă parte de dedicarea casei de rugăciune. Stăviți să fie numele lui Dumnezeu în vecii vecilor. Și Domnul i-a zis, Tatăl meu, David, fiindcă ai avut de gând să zidești o casă numelui meu, bine ai făcut că ai avut de gândul acestei case. Asta i-a spus Domnul la David. Și fiindcă Tatăl meu avea de gând să zidească o casă, bine i-a spus Dumnezeu, dar nu era timpul acela. Frate și soră, mi-a spus fratele nostru că aici a fost prevăzut să bea oamenii cafea. Pentru o vreme. Dar iată că a hotărât Dumnezeu că aici, în locul ăsta, să se vestească numele lui Dumnezeu. Să îi se dea cinste, glorie și laudă, că El merită. Toate acestea îi se cuvine Lui, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ochii tăi să fie zi și noapte deschis asupra casei acestuia. Haideți să spunem și noi, ochii lui Dumnezeu să fie deschis zi și noapte asupra casei acestuia. Facă bunul Dumnezeu ca în casa aceasta de rugăciune numele lui Dumnezeu să fie prostăvit. Aici copiii lui Dumnezeu să-și găsească o oază de binecuvântare. Și toți acei care vor veni aici să găsească o bucurie nespusă de mare, slăvit să fie numele lui Dumnezeu în vecii vecilor. Și apoi spune El, când cerul va fi închis și nu va fi ploaie din pricina păcatelor lor, împotriva ta, împotriva lui Dumnezeu. Robul lui Dumnezeu, Solomon, se roagă lui Dumnezeu și noi o să trebuiască să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să dea ploaia mântuirii. Dumnezeu să dea ploaia Duhului Sfânt peste adunarea aceasta, micuță, dar vie și plină de putere. Dumnezeu să fie întotdeauna în mijlocul casei de rugăciune și Duhul lui Dumnezeu să nu lipsească, Duhul lui Dumnezeu să ne facă o trezire spirituală. Dacă până acum am adormit în somnul cel debocit oricum și nu l-am găsit pe Domnul, de acum Dumnezeu să ne facă o trezire spirituală și l-am găsit pe El în casa aceasta de rugăciune. Dacă aș vrea să vă vorbesc mai mult despre rugăciune, vă mărturisesc astăzi în fața cerului, în fața pământului și în fața Domnului Iisus care este în mijlocul nostru, că despre rugăciune nu se poate termina nici 2 luni, nici 6 luni. Vom vorbi cât vom trăi despre rugăciune. Rugăciunea este aceea care deschide zăgazul cerurilor. Și prin rugăciune, frate și soră, poți să fii amestiat sau poți să fii grațiat de pedeapsa care ți se cuvine, frate și soră. Ai greșit astăzi. Nu-i nimic, mai ai o salvare la Dumnezeu. Pune-te pe genunchi și te rogă și ascultați un verset în spatele căruia mă ascund eu, copilașilor. Dacă careva de printre voi a greșit sau a păcătuit, aleluia, se duce altul și ridică cu Duhul blândeții. Dar luați seama bine la voi, nu cumva să fii ispitit și să cauți și tu. Slăvească-se numele Domnului. Frate și soră,
Dacă un frate a greșit vreodată ceva, nu-l lovi cu parul, nu dă în el cu stâlpul de telegraf, rogă-te pentru el. Și dacă vei vedea că nici atunci nu te-a ascultat Domnul, mai ia câțiva frați către tine, rugați-vă pentru frate și sorile acelea, ca Dumnezeu să-l aducă din nou și să-l smulgă din brațul celui de la întuneric. Și dacă nici atunci să ținem zile de jertfă, că Dumnezeu și puterile lui Dumnezeu nu sunt limitate. Dumnezeu ascultă rugăciunea tuturor oamenilor. Urechea lui Dumnezeu nu este prea mică. Brațul lui nu este să fie un braț slab. Brațul lui Dumnezeu când este cu tine, spune Dumnezeu, dacă vei trece prin valurile umbrii morții, dacă vei trece prin valurile mării, ele nu te vor îneca, că eu, Dumnezeu, voi fi cu tine. Dacă vei trece prin flăcările focului, nu te va arde, că eu voi fi cu tine. Și așa este rugăciunea făcută dintr-o inimă sinceră. Vreau să vă amintesc două sau trei lucruri și cu asta voi încheia. Voi intra la dedicarea casei de rugăciune și astăzi aveți o bucurie în inima dumneavoastră că vi s-au adus aici autorizația ca să fiți autorizați să nu intrați sub titola nicăieri. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu și trebuie să ascultați și să vă temeți de Dumnezeu și nu de oameni. Noi suntem niște oameni liberi și Dumnezeu vrea ca omul care este liber să-i se roage lui. Dar mă întorc la rugăciune, că suntem în timpul ăsta când Solomon se ruga. Gândiți-vă dumneavoastră de un tânăr Daniel. Era dus din țara lui în Babilon. Și acolo toate lucrurile lui erau mai bune și mai frumoase ca decât lucrurile celorlalți de acolo. Și la împărat i-a plăcut într-o oarecare măsură, dar ceilalți l-au păcălit. Că chiar dacă era împărat, i-a făcut ceva în scris. Și spune împărate, uite ăștia se roagă la altul Dumnezei de-a lor, dar noi ne rugăm numai la împăratul nostru. Semnează aici că dacă cineva se va ruga la altcineva, să fie pedepsit și aruncat în groapa cu lei. Robul lui Dumnezeu, Daniel, i s-a adus la cunoștință. El nu numai că nu era frică de groapa cu lei, dar a deschis geamurile larg și s-a rugat și mai tare, cu glas tare, la Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu viu, și numele Tatălui nostru este Jehova Ire. Și Domnul Iisus, care încă n-a fost descoperit atunci, a fost cu el. Și când Daniel s-a rugat cu geamurile deschise acolo, ceilalți au auzit și l-au dus în fața împăratului și spune, împărate, ai semnat aici? Ai semnat și un împărat n-avea ce să facă dacă o semna și o da cuvântul. Că altfel numai era o vraiște acolo, nu mai l-a ascultat nimeni. Și l-a aruncat în groapa cu lei. Dar în groapa cu lei a fost și Dumnezeu cu el. Pentru că el n-a greșit nimic acolo. În groapa cu lei a fost, chiar dacă le era o foame deosebită, Dumnezeu le-a închis gura leilor. Și în zorii zilei de dimineață împăratul se duce, Daniele, a cărui Dumnezeu îi slujești, Dumnezeul tău a putut să te scape? Da, împărate, veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeul meu a fost cu mine și nu s-a întâmplat nimic? Și așa este, frate și soră de aici, dacă te rogi lui Dumnezeu, pe drum, acasă, în odăița ta, pe mașină, Dumnezeu va fi cu tine în orice loc și în orice vreme. Și fiindcă suntem la rugăciune, că Solomon s-a rugat pentru templul lui Dumnezeu, am să vă mai spun un caz și după aceea ne vom opri în textul ăsta. Acolo cu Daniel erau trei tineri, Meșac, Ședrac și Abednego. Și aceștia erau aduși din țara lor în Babilon. Și erau pus la diferite feluri de probe, mai ales că ei nu mâncau mâncările lor. Și acum voi vreți să muriți? Nu. Noi mâncăm verdețuri.
Și ei au fost tot mai frumoși și mai buni. Dar împăratul, dacă nu se ruga, spune, uite, eu am putere și am să vă arunc în, să vă arunc în cuptorul cu foc. Împărate, este treaba ta. Noi ție nu ne rugăm. Dar fii atent că voi încinge cuptorul de 7 ori. Pe ei nu i-a interesat nici asta și nu i-a spăimentat nici aceasta. Împărate, și chiar dacă Dumnezeul nostru la care ne rugăm nu ne va scăpa, noi ție nu ne închinăm. Așa, soră și frate, să ai o credință și tu. Și în mod special celor trei care au îmbrăcat haina de sărbătoare, să nu vă închinați la alții Dumnezei. Sunt unii oameni care se închină la un Dumnezeu, la un chip, la o iconă. Se închină altul la un chip cioplit. Unii dintre oameni se închină la o vită oricare. Alții se căsătoresc cu un câine. Ați auzit lucrul ăsta? Unii se încred în lucrurile învrăjitorii, în ghiceri. Pe dumneavoastră să vă elimineze lucrurile acestea. Dumneavoastră să vă încredeți în Dumnezeu. Și după ce slujitorii au încins cuptorul de 7 ori, i-au vărât pe cei trei în cuptor. Trece împăratul, cei care i-au aruncat în cuptor, aproape de cuptor, era așa de cald încât i-a făcut scrum. Și nu era un cuptor. Dar acolo în cuptor ei au avut un aer condiționat. Pentru că era și Iisus. Și mai târziu trece împăratul pe acolo și se uită pe un vizor din ăla care așa este la centrală. Este un fel de vizor din ăsta, în cuptor. Și când s-a uitat acolo, el vedea patru și se duce la slujitorul lor și le spune către slujitor, nu v-am spus eu vouă să încingeți cuptorul de 7 ori? Da, stăpâne, l-am încins de 7 ori. Dar nu v-am spus eu vouă să aruncați numai 3? Da, stăpâne, 3. Dar de ce eu văd al patrulea? Și al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna, frate și soră, va fi cu tine și la bine și la rău. Și acum se pune întrebarea, dar de ce nu l-o ars căldura cuptorului și pe împărat? Pentru că era nevoie să ducă vestea cea bună, să spună, uite, noi am aruncat 3 și acolo sunt 4. Întotdeauna te va însoți Dumnezeu și Domnul Iisus, mărească-i să numele Lui în vecii vecilor. Amin.